oricare ar fi denumirea partidului, simplii cetățeni, jurnaliștii, comentatorii politici, vor numi partidului Șor. Deci, dacă tot este legat de numele meu, de ce ar fi trebuit să-l numim altfel? Nu vreau să mă ascund după denumiri pompoase, așa cum o fac alții. În Moldova, partide doctrinare nu există. Liberalii, de pildă, nu corespund adevăraților liberali, iar liberalii democrați sunt departe de doctrina conservatoare. Nici ipotezele ideologice clasei ale reprezentanților formațiunilor de stânga nu sunt conforme. Așadar, pe cine vor să-i inducă ei în eroare? Partidele din Moldova sunt asimilate cu liderii lor. Prin urmare, în opinia mea, este indicat ca partidul pe care îl conduc să împartă numele.